Ești medicul? Nu. Da, înțeleg că exact de la medic. E adevărat. De la medic. Medicii. La da. o lună a trecut de la țâcâiala asta, de la atacul... Să zicem. O lună. Și nici nu știu cum să-i spun, nici nu știu cum să-mi explic. Cum i-au spus medicii? Formularea de pe... De pe fișa medicală. De pe fișa medicală, de bilete de ieșire. Atac vascular cerebral... Minor. Mă rog, oarecum minor. Da, nu, da. Nu. Hai, nu. Să fim cinstiți, să mulțumim lui Dumnezeu. Dăm voie să spun că dacă da, nu era... E de necrezut. Dacă nu era minor și cu... cum adică? Să spun, cu minte, că a fost un fel de atac cu minte. Uh-huh. Atunci nu era de bine. Or, el în câteva zile și-a revenit. Dar nici nu-ți dai seama când se întâmplă. Nu. Absolut. Asta e marea deci problemă. Trebuie să spun încă dintr-un început, trebuie să spun că în clipa în care faci nou jurământul de căsătorie, nu spui la bine și la rău. Ei, până acum a fost la bine, dar uite că distinsa mea soție a fost alături și la rău. Pentru că o spun așa cum am mai spus tot pe postul vostru, o spun în fața întregii țări, mi-a salvat viața. Mi-a salvat viața datorită lucidității care o caracterizează, luciditatea fiind, după părerea mea, una dintre primele caracteristici ale zodiei Capricornului, zodie pe care o reprezintă cu cinste, luciditate, calm, chiar răceală, îndrăznesc să spun, în cel mai bun sens al cuvântului. Mi-a explicat după aia, te-ai trezit dimineață, ai vrut să dormi mai mult și nu mi-a plăcut ceva în privirea ta. Ca să spun, v-am mai zis și la celelalte emisiuni, că noi nouă ne place să ne alintăm foarte mult, zice, nu mi-au plăcut ochișorii tăi, adică, ce păi o luase și așa, spre dreapta. Dom'le, de e ceva cutremurător când deci îți spune... Deci dumneavoastră, atacul ăsta a venit în timpul nopții? Nu, dimineața, da, probabil, da, și dimineața da. Nu mai eram om, ca să zic așa. Simțeați nevoia să mai dormiți. Da, cam mult. Trăgea la somn, adică probabil organismul încerca să... Mă trăgea pământul, ca să zic așa. Organismul încerca să se... să se protejeze, cred. Ceva. Da. Nu pot să-mi explic. Oricum am avut mare noroc. Și ați văzut în ochii lui ceva ce... Nu, n-a văzut. Tocmai, da, că n-am mai văzut nimic. Da, eu am văzut. Da. Da, că e o privire deviată. Așa. Și a sunat pe loc. Da. Pe loc. Da. Ei, imaginează-ți cum e din somnul cel mai frumos să te trezești cu o doamnă foarte drăguță, de altfel, în fața ta. Da, toți erau tineri. Ați suferit un atac cerebral, vom merge la spital, vă rog să nu știu, strângeți-mă de mână. Ce să fac? Nu puteam. Nu știam ce era mână, da. Efectul... Nu puteam, asta e. Cum se produce pe invers... Mă ferească, să vă ferească Dumnezeu. Mai stai puțin să vorbesc eu. Că tu nu erai lucid. Asta e, sunt cum se produce efectul pe invers, delicios. Mâna stângă de aici, a plecat din coace. Totdeauna te dă pe partea cealaltă. Aia era deci, în... deci a fost pe dreapta atacul și mâna stângă. Stânga, exact, da. Pentru că și partea am dreapta putat, creierului controlează partea stângă. Mi-a câmpul vizual al ochiului stâng. Da. Nu eu mai când am auzit nu dimineața cu ochi vorbind bun. Medici între ei și spunea leziune, zic, Doamnă, zic, nu-mi place cuvântul ăsta, leziune. Păi asta e. Adică e o rană pe creier. Da. Eram lângă domnul doctor și mă uitam pe... Asta la spital, pe, da, la spital. Da, pe tomografie și spun, domnul doctor, zic, da, ce este chestia asta neagră? Zice, aici a avut loc atacul. Zic, chestia asta neagră de pe creierul meu? Da. Și cât are? Păi are 7 cm, 2 cm, 4 adâncime, 6... Ca așa se face tăiarea. Dar... Pentru că bunul Dumnezeu a lăsat o chestie extraordinară pe pământ, și anume organismul uman. În secundele următoare, restul de creier preia funcțiile care să... Da, e fantastic, e fantastic. Deci dumneavoastră ați fost conștient tot parcursul... Aproape conștient, nu știa ce se aproape întâmplă. Conștient, dar bucuria mea a fost că asta s-a întâmplat, că astea nu le uiți niciodată, pe 29 mai dimineața, iar pe 29 mai seara
Eu deja mă ridicam din pat și puteam, sună cumplit, dar nu știi ce bucurie e asta. Și mă duceam pe picioarele mele acolo. Uh-huh. La câteva ore după asta. Lasă-mă înainte de a merge mai departe. Adică puteam să vă mișcați și mâna stângă? Da, sigur, puteam, vorbeam, deci da. Nu aveam niciodată niciun fel de problemă. Dar ce au zis medicii? De unde vine? Ei, am aflat. O să ajungem, dar înainte de asta vreau neapărat, okay, fac o datorie de onoare, n-ai felicita pe, adică a felicita grupul de medici de la Floreasca, de la secția de neurologie. Și de ce spun asta? Pentru că nu, vezi, se vorbește urât în general, mai ales în ultimii ani de medici, da, dar vreau să mai spunem și lucruri frumoase și lucruri bune. S-au comportat admirabil și nu, crede-mă, și vă rog să mă gândesc, nu că eram eu sau că era soția mea, că ne cunoșteau. Și de asta, dar nu de asta. Erau infirmierele, asistentele. Bine, adevărul care este? Că pe mine nu m-a părăsit o secundă umorul, pentru că de pildă pe la jumătatea primei, pe la jumătatea primei zile, deci în 29, eu am luat două cearșafuri și am început să le înot. Să fac așa. Ca să-i badați. Și a venit domnul doctor, bănesc că-mi dați voie să-i spun. Nume, este vorba de domnul doctor Florin Scărlătescu, coincidență de nume, cu celebrul actor Florin Scărlătescu de la Teatrul de Comedie. Și m-a văzut, ce faceți acolo? Zic, altceva, pregătiți evadarea, da. Ce e cam sus, zice, nu, lăsați, ce face? Urmă au venit, deci a fost totul pe glumă, pe nu știu ce. Au venit niște colegi, un coleg... Foarte mulți colegi și le mulțumesc și pe această cale și au zis, tată, fii atent că am făcut rost de un halat de medic. Zice, facem rost de un stetoscop, ți-l pui de asta și mergi pe vizită. Da, zice, mă pui pe mine în scaunul cu rotile și ieșim, pentru că eu voiam să fug. Din spital? Da, pur și simplu voiam să fug. Da, bine, da. Era o reacție absolut stranie, dacă nu ciudată, pentru că neînțelegând exact ce i s-a întâmplat... Și de ce acolo, crezând că totuși e normal, mulțumesc lui Dumnezeu, era, dar nu foarte normal. Mi-am adus aminte, accident vascular cerebral ischemic. Ischemic. Asta e. Adică a fost o, practic, o obstrucție. O înfundare, cum o obstrucție. Și de la ce? Provocată de ce? Ce v-au spus? Doamne. Medici a spus că ați deci aflat am mai... venit la dumneavoastră direct, aproape direct, de la... O clinică pe care o iubesc foarte mult și este acolo o doamnă doctor care are grijă de amândoi, doamna doctor Mănăilă... Mihailă. Mihailă, îmi cer scuze. Sunt încă emoționat că mi-a ieșit bine ce mi-a ieșit acolo. Un fel de analiză de asta mai ciudată. Da, acum a fost rezultatul. Acum, azi am primit rezultatul. Am deci la așa... inimă nu e nimic. Am înțeles că la arterele astea de aici... Parotidă. Un fel de, da, așa. Sunt niște depuneri care au mai sărit de acolo și a fost de ajuns să sară de acolo, am înțeles, ceva la nivelul micronilor. Deci 0,002 milimetri. Uh-huh. O chestie de aia care a intrat. Cum se blochează? Pe conductă. Pe conductă, da. Da. Ți-a luat sângele, și ți-a luat oxigenul. Și practic s-a format un dopuleț. Da, da, este cum e. Ce-mi pare rău, dragii mei, și ce mă scoate din minți până la urmă, dacă mai poate fi vorba de așa ceva, este că noi știi foarte bine și am și vorbit, am spus și în tot felul de reviste și în tot felul de interviuri, ducem o viață foarte, foarte, foarte echilibrată, foarte normală, foarte curată, foarte bio, dacă vrei. Și mi se pare totuși, ea a avut un cuvânt foarte frumos apropo de asta. Nu-mi pare rău de ce s-a întâmplat, dar mi se pare că asta e o umilință. Adică îți vezi de treaba ta, îți faci, da, respecti totul până în cele, nu aia, nu aia, nu exagerări, nu excese, nu nimic. Și te pleznește cu o chestie de asta, dacă... te pune pe gânduri, dar cu atât mai mare e bucuria revenirii, pentru că, din păcate, și trebuie să spun asta, împreună, că am fost împreună în niște spectacole pe care a trebuit să le suspendăm sau să le amânăm, am pierdut o groază de bani. Asta nu contează. Nimic nu e mai presus decât sănătatea. Dar faptul că am reușit, vreau să spun că ieri am avut spectacol. Ieri ați avut primul spectacol, nu? Nu, joi am avut, exact la o lună de la ieșire. Pe 6 am ieșit, pe 6 iulie am avut primul spectacol.
un spectacol foarte greu, spectacol de aproape 3 ore. N-am avut, mulțumesc Dumnezeu, de nicio poticnală. Asta nici... e chiar recomandat. Chiar recomandat. Tot domnul doctor Scărlatescu mi-a spus... Da, oricum. Și ce fac, cum zice, în clipa asta, ce dacă ați putea avea spectacol în fiecare zi, n-ar fi rău. Pe bune? Și uite că s-a întâmplat. Frumos. Da. E un exercițiu. V-a dat vreun regim alimentar? Știu că e foarte important să mănânci fără sare. Nu mai contează, noi îl țineam oricum. Întotdeauna l-am ținut oricum ăsta, da. Noi oricum îl țineam. De exemplu, noi nu știm ce e solniță. Adică, chiar și la restaurant, cum ți-o dă, așa o mănânc. Sau când gătește ea, nu... Oarecum. Că e, foarte, adică... e foarte important. Înțeleg că sarea e primul lucru pe care îl elimini. Oarecum. Pentru tot